Una dintre parcările zonale mari din centrul Sibiului se modernizează. Parcarea în unul dintre cele 205 locuri disponibile în parcarea de pe Cazarma 90 va fi mai simplă, prin intermediul unor instrumente smart pentru acces, ieșire și plata taxei instalate. Plata taxei va fi posibilă și prin aplicația Parcare Sibiu, prin intermediul unui software dedicat. În prezent este în curs introducerea și testarea acestei noi metode de plată a taxei de parcare, instrumentul urmând să fie disponibil cetățenilor în luna decembrie. Stații noi de încărcare a autovehiculelor electrice vor fi montate pentru încărcarea rapidă de 50 kW, oferind posibilitatea încărcării simultane a două autovehicule. Al doilea patinoar din județ și-a anunțat deschiderea din 29 noiembrie, de la ora 16, cel din Ciznădie. La fel ca cel de la Târgu de Crăciun din Piața Mare și cel din orașul vecin, se va intra pe baza certificatului verde. Un bilet de intrare costă 15 lei pentru adulți, 7 lei pentru copii și închirierea patinelor se face cu 5 lei pe oră. Comunelor Șelimbă, Șura Mică, Șura Mare și Roșia li se vor adăuga localitățile Oplaca și Ogna Sibiului, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Sibiu. Primarul Șelimbărului, Marius Grecu, a fost mandatat de Consiliul Local pentru a vota în cadrul Asociației intrarea celor două localități. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Sibiu a fost înființată în luna iulie 2021 cu participarea a patru comune, Șelimbăr, Șura Mică, Șura Mare și Roșia. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.